Bă, nene, iar mâncăm întârziat? Care nene, mă? Care întârziat? Bă, nene, zici că suntem pe fus orar ca englezii. Mâncăm mereu cu 2 ore mai târziu. Dar ce mai lua de la cratiță? Bă, frate, alții mănâncă câte 3-4 mese pe zi, ne mâncăm una. Deci că suntem ultimul săraci. Te rog, du-te și te relaxează. Lasă-mă pe mine să-mi fac siesta și pe aia te chem eu. Hai. Fă, bă, nene, că-mi sar mațele. Spune-mi ce să fac. Relaxează-te. Ei, mă relaxez. Stop fumat. Eu de-abia m-am apucat. Lasă capa cu jos. Auzi, mă? Faci, mă, fumezi? Cine, eu? Nu, iubire, eu mă relaxam, n-asta, te-am lejer, știi? Fac ce zici tu, iubirea mea. A, nu fumez. Și alea din spatele tău de pe pervaz, ce să mă? Mă faci chioară sau ce? Da, mă, da, fumez. Ce? Am 40 de ani. Nu-mi permit să fumez sau ce? Nu-mi permit luxul ăsta. Nu, că te-ai stricat la cap. Ai gărgăruni pe creier. Cum, mă, la 40 de ani să te apuci de fumat? Nu știi cât e nociv? Vrei să crăpi înainte de vreme? Nu, eu vreau să știu. Vrei să crăpi? O să crăp din cauza ta, nu de la țigări. Eu înainte eram băiat bun. Mi-am uitat și acum. Nu fumam, nu beam, nu mă drogam. Și nici acum. N-am și eu, nu știu, momentul meu de relaxare. Pentru că am promis în fața lui Dumnezeu, până moartea ne va despărți, tu, băiatul meu, n-o să bei, n-o să fumezi, n-o să faci nimic dintre astea. Pentru că eu țin la tine, pentru că te iubesc. Și eu? O să-ți dau 2 opțiuni. Două. Ca de obicei. Ori te lași de fumat, ori dormi pe preș la ușă, băiatule. Îmi strică căsnicia pentru tutun. Iubire! Vreau să mă primești, nu mai fumez niciodată, nu sunt bune, sunt nocive.